În aceste vremuri tulburi este important să nu uităm de cei mai puțin norocoși dintre noi, de bătrânii rămași singuri în casă, ce nu au posibilitatea de a-și procura hrană. Astfel, zilele acestea, voluntarii de la Crucea Roșie au primit donații care vor ajunge la oamenii nevoiași și bătrânii din întreg județul. Să aducem alimente perisabile, mă refer la conserve, la iaurt, la salam, șuncă și așa mai departe, care le vom lăsa la direcțiile de asistență socială și la Fundația Sfântul Sava. Pentru a veni în ajutorul buzoienilor care sunt izolați la domiciliu, celor cu dizabilități ori persoanelor în vârstă, la Crucea Roșie funcționează și un număr de telefon 0238 714 961. La celălalt capăt al firului vor găsi sprijin moral și o soluție la problemele lor.